Dar cât tupeu poți să ai, Victor? Păi uite, sunt în București, se plimbă. Dar ce, cât tupeu poți să ai? Păi cum vii tu? Da, îi văd cu plasele în mână, da, iarăși da, da, cu celebrii pantofi. Uite, tot. Iorga îi așteaptă, Marius Iorga, chief scout Dinamo. Parcă așa era pe vremea ta. Da, era și el pe acolo, da. Fost portar, înțeleg, al lui Dinamo. Da. Dom'le, dar cât tupeu poți să ai? Păi cum poți să fii tu în fața echipei, a antrenorilor? Nu mai spun în fața suporterilor. Păi mai ales că se dă drumul la suporter, nu? Da. Păi ăștia cred vreodată că vor intra în stadionul Dinamo, sincer. De ce crezi că o să se opună suporterii? Suporterii? Păi eu am avut de-a face cu suporterii Dinamo. Tu care vorba aia, ești legendă. Eu care vorba aia, da, și n-am avut nicio vină, că nu era treaba mea să intru în războiul lor cu patronul. Deci tu zici că o au grea, cum se spune în fotbal spaniol. O au grea, au un tupeu inimaginabil. Nu au ce să caute ăștia. Nu dar au uite ce că să tot... caute. Deci e clar. Au un tupeu, păi, Victore, lucrurile pentru ei pregătesc ceva, e clar. Ei pregătesc ceva și vor să pună și ei un capac de 2-3 milioane, să dea un tun și să plece. Asta au vrut de la început. Crezi că asta vor să facă? Da, asta au vrut și atenție, Florine, că ProSport a scris despre faptul că și Dorin Șerdean semnează în continuare acte la Dinamo. Nu au putut să-l dea jos total din postul de președinte și are, cum se spune, specimen de semnătură pentru bancă. Adică orice plată face Dinamo, salarii, prime și așa mai parte, domnul Șerdean o semnează. Acum, în momentul, da, de față. În momentul de față. Lucru confirmat, a scris ProSport pe surse, după care Șerdean a confirmat. A fost sunat de reporteri și a confirmat, da, așa este, nu vreau să mă cer cu suporterii și să fac rău clubului, le semnez ce plăți au de făcut. Ce domne, părere ai? Hai bun, ăștia sunt niște oameni care sunt trecători. Domne, da, dar și românii? Uite că asta se întâmplă, Florine. Da. E grav că au revenit în București? Ți-e pare nu grav? E grav. Suntem o țară liberă. Suntem, așa. Poate să se ducă unde vor. Dar, repet, ce au făcut ăștia? Da. Că au pus în pericol situația echipei de fotbal. Că dacă nu erau acești suporteri care au ținut... A fost o pasă de dispariție, Dinamo, ce să Dinamo? Mai zic. Efectiv, nu vorba vine. Efectiv, nu, efectiv dispărea. Da. Deci dacă suporterii din țară nu făceau eforturile pe care le fac și în continuare, și cum să vii tu acum și să faci ce? A, păi ați scos capul când ați văzut că echipa e și aproape de a-și îndeplini obiectivul de a scăpa de la retrogradare și să intre niște bani din televiziune, exact. Că acolo cred eu exact. Că aici trebuie avut mare grijă. Dar dacă spui că are drept de semnătură Șerdean, nu știu ce mai... Păi înseamnă că el, dacă intră banii în televiziune, are dreptul să se ducă să-i scoată de acolo? Da, da. Probabil, acum, vorbind pe bune, cred că n-are curajul ăsta, pentru că la cum sunt suporterii lui Dinamo, îți dai seama că ce s-ar întâmpla, ce război. Adică ne amintim de Bălănescu, s-au dus peste el acasă, efectiv a trebuit să iasă din casă cu jandarmeria Bălănescu. Ei, lasă că Bălănescu s-a împăcat cu ei. Nu? S-a împăcat, da, așa este. Da, i-a trecut repede lui Bălănescu, nu-i problemă. Venea și plângea pe la rimpa acolo, vai ce mi-au făcut, vai ce... Și după aia mergeau împreună pe la meciuri. Lasă că știți, ți-au făcut și v-ați împăcat, nici tu nu m-ai supărat pe ei. Nu, păi da, n-am de ce să fiu supărat pe ei. Eu am picat acolo... E adevărat. Nu mai fac greșeala aia niciodată în viața mea. Acolo a fost prima oară, spuneai și tu, în care n-ai mai stat să-ți negociezi contract, te-ai dus direct. Da, n-am avut. M-am dus direct, da. Lasă că poate se întoarce și în favoarea ta. Da, dar revenind la băieții ăștia. Da. Eu zic că au grea de tot. Mai vedem. Să vedem dacă apare și Porta Sero. Ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Și în procesul, Ricule. Atenție, în procesul ăla cu suporterii de influență în, cum se cheamă, în CA, au pierdut procesul spaniol pentru că n-au plătit timbru. Taxa de timbru. Da. Îți dai seama? Nu știu câte, 350 de lei sau nu știu cât probabil, a fost. Probabil, da, probabil. Chiar nu știu cu procesele cum stau, adică în ce situație sunt, da. Dar mi se pare un tupeu deci, inimaginabil. Deci obrăznicie, spui. Tupeu inimaginabil. Da, să vedem. Bun, Mario Nicolae, într-un interviu pentru ProSport, anunță că este prăpăd la Dinamo și că doar el poate pregăti revoluția. A zis că are un caiet de sarcini stufos pe care vrea să-l parcurgă din vară. Cred că întâmplător sau nu, îi expiră contractul acum și probabil că a făcut un pic electoral declarația asta. Eu le-am spus la băieții. Dar chiar așa e totul de două stele la Dinamo, la nivel de condiții? Nu. Eu le-am zis băieților ăștia, bă, faceți ceva și nu mă lăsați pe ăsta să vorbească. Că vă faceți de râs, vă faceți și pe voi de râs și pe toată lumea. Nu mai tâmpeni și nu mai prostii. Păi, domnule, Săftica... Ai zis că e dezolant cineva de... Săftica. Eu nu știu, n-am mai folosit Săftica de câteva luni. Domnule, dar Săftica, tu când erai acolo, ca și cantonament da. Și ca teren, este una din cele mai frumoase baze din România. Curățenie. Păi a fost renovată... De negoiță acum da, un an jumătate. Acum un an cred, și da. Jumătate. Da, da. Hai, doi. Terenurile, baza, sala de forță, vestiarele antrenorilor. Sala de mese, e civilizație. Terenurile erau biliard.
Nu știu cum poți să spui că sunt condiții de Liga a doua. Păi salariile, bugetul de salarii nu este unul mic. Nu. Din ce știu, sunt salarii și de 10.000, da, și, da, de 15.000, da, și de 7.000. Da. Păi cum sunt condiții de Liga a doua? De asta așa zic, spune Mario Nicolae. De asta le-am zis la băieții. Bă, faceți-i, bă, ceva săracu. Puneți-i un plasture. Cum câștigă un meci și nu mai pe la televizor. N-am văzut așa ceva. Stai puțin, că este totuși managerul sportiv al clubului. Cine să vorbească dacă nu? Păi dar cum să fie, să spui asemenea bazaconii, asemenea prostii? Când la Săftica este, la Săftica asta și echipa națională. Da. Păi câte echipe în afară, FCSB, poate Craiova, CFR-ul, Dinamo? Păi mi-a spus croitorul săracu în ce condiții lucrează la Botoșa. Nu știu că s-a, chiar și el zicea că avem iarba până la genunchi când ne antrenăm. Unde? La Botoșani. Croitorul spune. Păi, săracii stau în București, mai zice, bă, ce noroc că am venit și noi în București, că am și eu teren de antrenament pe aici bune. Pot să duc și eu cu echipa? Nu poți să spui că sunt condiții de Liga a doua. Păi salariile, dacă nu mă înșel, sunt plătite la zi. Da. La Dinamo. Da. Păi cum sunt condiții și, de Liga și prime, a doua? Și prime, Florin. Și prime. Păi prime, că am văzut că l-a sunat și pe Săgeata, m-a sunat și pe mine și m-a întrebat. Da. Domnule, e bine să le dăm prime? Foarte bine, domnule, orice e bine ca să scape echipa asta. Dați-le și prima. Primele se plătesc după meci, atenție. Primele se dau după meci, am văzut. Da. Nu e simplu. Păi cum să spui că sunt condiții de Liga a doua? Așa a spus omul, nu. Deplasări cu avionul, nu? Da. Am văzut. Deplasări cu avionul. Păi cum condiții de Liga a doua? Păi așa spune Mario. Da, acum poate cred că știe mai bine că e acolo. Păi nu, dar noi vedem realitatea, că vedem, scrie în presă. Echipa pleacă cu avionul, se întoarce imediat. Da. Echipa pleacă, echipa s-au plătit salariile. Facem efort să plătim încă un salariu. Dăm prime la echipă. Păi cum bine, Mario spune că multe se fac și prin sponsorizările pe care le aduce el. A, asta nu știu dacă sunt... Bravo lui dacă e așa. Da, bravo lui, dar mă îndoiesc că în momentul de față Dinamo are prea mulți sponsori în afară de suporteri. Pentru că eu când am intrat pe porțile stadionului în 1977. 77 prima oară ai ajuns. Prima dată, da, am ajuns. Dinamo. Dinamo este nu numai un club care a dat sportiv de valoare. Dinamo este un club care a format oameni. Eu îți spun care era programul meu dimineața. Atenție, da? Te rog. 77-78. Da. Veneam din drumul Taberei, de lângă Drumețu. Tata rămânea la servici la externe, plecam la 6 de acasă. Da. Mă duceam, îl lăsam pe el la externe, în Piața Victoriei, că acolo era ministerul, și eu mă duceam la antrenament. Aveam gratuitate, aveam bilete de autobuz și de tramvai, de la club. Stai, câți ani aveai? 8 ani, 9 ani. Deci la 9 ani îți dădeau gratuit pentru că erai parte din club. Da, bun. Gratuit. Aveam o ciocolată după fiecare antrenament. Așa. Numai după când mă gândeam că mă duc la antrenament, numai pentru ciocolata aia. Terminam antrenamentul. Aveam masă la cantină, și acum este popota acolo, aveam o ciorbă, o friptură babană, pe vremea aia știi foarte bine. Da, era o miză. Era așa, și aveam o amandină sau o savarină. Mâncam prânzul și mergeam la școala la 24, ne-a luat domnul Timar, Dumnezeu să-l odihnească, așa, fostul antrenor, ne-a luat de mână și ne ducea la școala 24 pe Tunari, dacă ții minte, e o școală. Așa. Acolo. Ăsta era programul. Seara la 9 ajungeam acasă, rupt, dar numai eu știam de câte ori mă trezeam la capătul, la Valea Oltului, că adormeam. Adormeai în transportul comun. Și mă trezea șoferul. Nu mai spun că de două ori m-am trezit și cu echipamentul furat. Că serios? Puneam sacoșea jos lângă mine, da. Și mă furau echipamentul. Incredibil. Și mă trezeau șoferul. Și a doua zi mă trezeam iarăși și plecam la treabă. Ăsta era programul nostru în fiecare zi. N-aveam timp de... Bine, era sâmbăta și duminica când mai ieșeam și noi pe la... pe afară. Dar în rest aveam... Asta a făcut Dinamo pentru mine. Frumos. Te-a format. Școală, disciplină. Școală, disciplină, da. Și sigur, oameni serioși, toți președinții pe care i-am avut și la CS și... au fost oameni, au fost... Și acum eu cred că sunt, au rezultate și la handball, văd ușor, ușor sporturile de echipe.